Managerii și copiii incompetenți au aceeași cauză, lideri care rezolvă problemele pentru ei. Mai precis, lideri leneși care interesează mult mai mult să fie plăcuți și adorați decât să crească oameni competenți și independenți. Eu mi-ajut copilul în fiecare seară să-și facă temele. Eu fac coaching de 2 ori pe săptămână cu fiecare angajat. Eu mă duc imediat la școală dacă cineva îmi deranjează copilul. Eu sunt alături de angajații mei de fiecare dată când au o problemă. Cu alte cuvinte, eu îmi șterg angajații la funduleț să nu cumva să li se păteze chiloței. Iar problema gravă, acești lideri sunt celebrați de societate. Doamne, cât de mult îți pasă, Doamne, cât de implicat ești, Doamne, nu știu ce ne-am face fără tine. Îți spun eu ce s-ar face fără tine, s-ar duce în cap și tu ești cel responsabil pentru că tu ești handicapat din punct de vedere emoțional, social și profesional. Cu cele mai bune intenții, acești părinți și antreprenori creează o societate de misecuvinism, imaturitate și oameni fragili care clachează în fața celor mai infime probleme. Noua generație este educată de părinți elicopter care îi protejează excesiv, iar apoi sunt dați pe mâna antreprenorilor și managerilor care, de teamă să nu fie displăcuți sau abandonați, fac exact același lucru. Oferă-le oamenilor tăi responsabilități clare, evaluează-le performanța corect și frecvent și dă-te la o parte. Ține-i responsabil pentru rezultatele pentru care primești salariu și oferă-le o cale măsurabilă care stă în puterea lor pentru a-și crește veniturile. Iar dacă nu pot, nu pot. Pe 25 mai susțin la sala Palatului evenimentul fundamental. Vorbesc timp de 12 ore despre uneltele concrete și filozofia necesară prin care antreprenorii pot să schimbe România pentru următoarele generații. Avem loc pentru 4.000 de antreprenori și lideri de companii, iar participarea este 100% gratuită. Intră pe tbf.ro și vezi dacă te califici.